Trinet Radio. More music. More colours. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mudder. On Trinet Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis. Invitata ediției se numește Teodora Drăgoi Pop, cunoscută publicului larg pentru programele de divertisment și emisiunile TV dedicate medicinii sau culturii minorităților din România. Între 2013 și 2016, Teodora Drăgoi Pop a prezentat la TVH programele Dr. H și Medicina Life, unde, de-a lungul timpului, a avut numeroși invitați, personalități marcante din domeniul medical și de la fiecare a învățat câte ceva. Bună seara, Teodora, bine ai venit, mulțumim că ai acceptat invitația. Bună seara, vă mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. E o bucurie să fiu aici astăzi cu voi. Știi că pe Facebook am scris eu acolo ceva și e perfect adevărat, locul tău aici este. Mulțumesc tare mult, sunt bucuroasă, sunt onorată. Mesajul pe care l-am primit de la tine într-o seară a fost așa un mare wow, a fost primul pas pentru acest site, pentru bucuria de a trăi, de a veni la radio. Să iasă în public, da? A ieșit în public, să fie într-un ceas bun. Așa să fie, mulțumesc. Mă voi lega puțin în continuare de titlul acestui talk show online. Microfonul deschis, fii cineva. Ce înseamnă, din punctul tău de vedere, Teodora, să fii cineva? Să fii cunoscut, să fii popular, să transmiți ceva, să fii un model pentru alții? Să fii cineva, în primul rând, pentru tine și mai apoi pentru ceilalți, pentru că ceilalți întotdeauna caută pe cineva, însă e important dacă acel cineva pentru tine înseamnă bunăstare, înseamnă înțelegere de sine și o viață în care dragostea și respectul de sine să fie pe primul loc. Mai apoi să fii cineva, sigur că dacă îți dorești să fii un model, e bine să fii un model. Dacă îți dorești să fii o mamă, e bine să fii mamă. Dacă îți dorești să fii pur și simplu o fată fără un nume, fii o fată fără un nume, dacă se poate așa ceva. Totul pornește de la tine. Exact. Altfel spus. Da, cum ai ajuns să te ocupi de emisiunile cu tematică medicală, nefiind un specialist în domeniu? În primul rând, dacă vrei ceva, se poate. E important să te informezi și să studiezi puțin mai mult. Emisiunile medicale au venit întâmplător în viața mea. A fost o propunere, dar nu întâmplătoare dacă e să o luăm la drept vorbind. Cred că a fost și o provocare, exact, până la urmă. Aveam nevoie. A fost o lecție pentru mine, a fost deschiderea pentru mine ca să înțeleg anumite lucruri despre ceea ce sunt eu, despre ceea ce vreau eu să fiu. Și mai apoi să transmit un mesaj real și adevărat, așa cum îl simt eu, către marele public. Sănătatea contează, e pe primul loc în viața noastră. Enorm, de enorm. Aceea fizică, psihică, emoțională. Sănătatea pleacă de la noi, de la fiecare persoană în parte. Nu trebuie să o așteptăm din afară, pentru că nu răsare de niciunde. Și se cultivă în fiecare zi. Să știi că după ani mulți am înțeles tâlcul vorbei din urării din bătrâni, doamne, să fim sănătoși în primul rând, la mulți ani cu sănătate în primul rând. Ce doamne cu sănătate? Când eram tânără vroiam cu iubire, cu fericire, cu bani, odată cu maturizarea vine și înțelepciunea și îți dai seama de fapt cât de mult contează să fii sănătos. Pentru că atunci când ești sănătos, le poți face ușor, ușor pe toate. Da, așa e. Așa e. E important să avem din fiecare câte puțin sau câte mai mult, câte de fapt ne trebuie cu adevărat. Sănătatea nu e ceva abstract de viața socială, de viața profesională, de viața de familie. Sănătatea nu e doar că îți faci analizele și ele sunt perfecte. Și asta cu perfecțiunea este o altă discuție. Da. Sănătatea ține de faptul că ești mulțumit de ceea ce faci tu în viața ta de zi cu zi, ești mulțumit cu tine, cu profesia, nu-ți fur căciula. Aici cu furatul căciulii e o întreagă poveste din punctul meu de vedere, pentru că toate neajunsurile din viața noastră, de fapt, sunt o consecință a faptului că la un moment dat nu am fost suficient de
fair play cu noi, în primul rând. Da, și am acumulat frustrări și ne-am supărat și ne-am necăjit. Sau am refuzat, poate, la ce nu este al nostru, că și asta e o treabă. Până la urmă, tu ai foarte mare dreptate și am văzut că pui accent asta în pe acest aspect în emisiunile tale. Sănătatea trebuie privită holistic. Da, da. Important ar fi să înțeleagă și alopații acest lucru. Mulți dintre ei au înțeles deja și au făcut pași importanți. Știi ce cred eu? Nu trebuie să înțeleagă alopații, dacă să le spunem așa. Nu trebuie să înțeleagă cineva anume. E bine dacă cel care ascultă acum înțelege că e bine pentru el. Corect. Sau nu e bine pentru așa el. Așa e. În rest, fiecare are dreptul să-și manifeste modul de gândire, să-și manifeste o alegere asupra unei teorii. Nu e celălalt de vină că eu nu mi-am găsit soluția la sănătate. Poate că eu nu am pus întrebarea corect, poate că încă nu a venit momentul potrivit, nu am înțeles încă ceva, dar fără doar și poate celălalt, alopații în cazul de față, nu sunt vinovați că noi nu ne găsim sănătatea. Teodora Drăgoi Pop, invitată în această seară la microfonul deschis. Ce înseamnă, Teodora, sau ce ar trebui să însemne bucuria de a trăi o viață în sănătate? Ar trebui sau trebuie să însemne foarte multe lucruri. Cred că dacă ajungi la performanța de a trăi fiecare zi fără să-ți calci pe inimă, înseamnă că ai cunoscut și ai îmbrățișat cu adevărat bucuria de a trăi. Îți calci pe inimă de la simplele obligații pe care vrei să le iei asupra ta pentru că așa e bine, până la marile alegeri care îți pot schimba viața și nu într-un mod pozitiv, pentru că ți-ai călcat pe inimă, pur și simplu mergi cu un nod în gât. Cred că cu toții cunoaștem nodul ăla în gât. Ei, când avem nodul ăla în gât, eu am învățat și am citit că atunci ți-ai călcat pe inimă. Inima bate foarte tare, ai o stare de neliniște. Adrenalina e în creștere. Exact. Și atunci mă întreb, merită să trăiești așa în fiecare zi? Nu. Nu. Eu de multe ori nodul ăla în gât, să știi că e provocator, e stimulator, nu în toate cazurile. Pe mine să știi că nodul în gât m-a ajutat. Vezi, tocmai de asta, bucuria de a trăi fiecare trebuie să și-o definească. Este experiența mea. Bucuria de a trăi așa cum o văd eu, așa cum am descoperit-o eu și mi-am construit-o în fiecare zi. Am avut norocul să întâlnesc niște oameni excepționali în viața mea și sunt foarte mulți, să știi, de la care am învățat sau am furat lucruri care mi-au prins bine. Înainte de a ajunge să cunoști oamenii în afara familiei tale, da, sunt curioasă să-mi spui dacă în familia ta s-a predat lecția bucuriei de a trăi o viață sănătoasă. S-a predat lecția familiei, de a fi în familie, de a fi un om cu coloană vertebrală. Există anumite limite pe care fiecare și le stabilește. Limitele mele nu sunt ale celorlalți și invers. Iar în familia mea, masa de duminică era împreună, pentru că atunci ne adunam cu toții în casă și resimțeam ideea de familie, nu? Că de asta suntem într-o familie, altfel ne vedem de drumurile noastre. Părinții s-au străduit să ne facă viața bucurie, așa cum au știut ei mai bine, și am plecat cu zâmbetul de acasă pe drumurile mele. Nu toți copiii au această... Nu toți au acest privilegiu. Da, binecuvântare, bine spus. Da. Bine spus. Și atunci când ai pornit pe drumul tău, ce ai avut de făcut pentru a te descoperi, pentru a fi în armonie cu tine și implicit cu cei din jur? Am spus un da la o întrebare. Producătoarea mea de acum, Roxana Costache, m-a sunat datorită unui coleg din TVR, Banciu George, și vreau să-i spun numele, pentru că e un om minunat. Avea nevoie de o prezentatoare. Uh-huh. Și atunci m-a întrebat dacă ai lucrat la o emisiune de medicină. Am spus că nu, dar aș vrea să vin să văd despre ce este vorba. Așadar, a fost o alegere a mea. Oamenii trebuie să fie conștienți sau e bine să aibă în vedere faptul că, indiferent ceea ce se întâmplă în viața lor, este consecința unei alegeri
despre care suntem conștienți sau nu. Și atunci, aceasta a fost șansa mea de a cunoaște și o altă parte a vieții. Într-adevăr, știam că e bine să înveți, e bine să fii conștiincios, să fii serios la locul de muncă, să respecti pe cei din jurul tău, dar făceam atât de puțin pentru mine, încât știi care era senzația și cred că mulți se vor regăsi. După o zi de muncă în care încercai să-i mulțumești pe toți din jurul tău, ajungeai acasă și erai tot nemulțumit. Păi doar pentru că mulțumeai pe ei, exact, dar nu aveai grijă exact. De sufletul tău. Exact. Am trecut prin asta, de înțeleg perfect. Da. Ei, și atunci am învățat că e important să mă mulțumesc și pe mine. Și un om mulțumit, un om fericit, întotdeauna îi va ferici și pe ceilalți. Întotdeauna, fără doar și poate. O citezi și o pomenești adesea pe Niculina Gheorghiță. Da. Este un model pentru tine? Este. Este. O spun cu mâna pe inimă. Este omul care mie mi-a adus... Doamna fiind psiholog, da. Din câte știu eu. Psiholog principal, da. Mi-a adus liniștea în suflet, în o stabilitate, pentru că la vârsta adolescenței vrei să le faci pe toate, vrei să faci de toate, să încerci orice, mai puțin să vezi exact cine ești și ce vrei de fapt să obții, unde vrei să ajungi, cine vrei să fii cu adevărat. Sunt câteva întrebări pe care, dacă le-am primit în școala primară sau dacă nu în liceu, am fi cu mult mai câștigați, iar societatea noastră ar ști exact încotro se îndreaptă, pentru că, uite, prin întrebarea potrivită, poate că și școlile din România ar ști ceea ce trebuie să predea, pentru că nu există o legătură clară între școală și piața muncii, între pregătirea elevilor și ceea ce așteaptă, de fapt, în câmpul muncii. Știu ce așteaptă în viață, că ei nu sunt pregătiți pentru viață. Da. Iar familia nu mai are timp pentru ei. Din păcate, părinții aleargă între două, trei joburi, cum să facă rost de bani și pun mereu această întrebare, să-i asigure copilului ceea ce ei poate că n-au avut. Da, uite, da? Și aici este o presiune despre care am vorbit foarte mult cu Niculina, pentru că mulți părinți aleargă într-adevăr să le ofere copilor ceea ce ei nu au avut în copilărie. Dar dacă s-ar așeza puțin și s-ar întreba de fapt ce își dorește copilul, este o presiune până la urmă pusă pe copil și de fapt este proiecția dorinței tale asupra copilului, dar le întrebi ce vrea, ce-și dorește, da? Tu îi cumperi bicicletă ultra super modernă și poate el vrea role sau vrea un câine. Da, însă oricum am văzut, eu nu am experiența asta, dar am văzut la alți prieteni că deja dialogul dintre părinte și copil se schimbă. Se schimbă, da, da. Și uite că există foarte multe cursuri de parenting despre care vorbeam și acum 3-4 ani, dar ni se păreau... Este un câștig al societății actuale. Ne-am dat și noi seama că nu e un moft, că nu e... Nu, deloc. Doar așa de... că ne plictisim și mai facem încă un curs. Da. Ai de învățat destule. Așa e. Ajungem și acolo unde ne-am dorit, pentru că am plănuit ca în ultima parte a emisiunii să discutăm mult despre proiectul tău de suflet. În data de 8 iunie, Centrul de Frumusețe, Recuperare și Medicină Integrativă Global Wellness System, unul dintre partenerii Radio 3Net de altfel, a găzduit lansarea platformei online Teodora Drăgoi Pop, Bucuria de a trăi. Și s-a întâmplat în prezența unor nume cu greutate din medicina românească. Ziceam că este proiectul de suflet al Teodorei. În ce sens, Teodora? De suflet. În primul rând vreau să-ți spun că tot ceea ce fac, fac cu suflet. Acest proiect a venit într-un moment mai tensionat din viață, în care am luat o hotărâre, pentru că am acumulat o grămadă de oameni excepționali. Acolo, la eveniment, pe 8 iunie, nu au fost doar cei mai, sau unii dintre cei mai buni medici ai României, au fost oameni cu adevărat oameni, de care noi avem nevoie. Sunt acei oameni care caută să ne facă să înțelegem, apropo de sănătate, că nu într-o pastilă vine marea magia sau magia. Da. Vine în ceea ce înseamnă acest trio trup, minte și suflet. Sau suflet. Mm-hmm. Da. Acest proiect adună pentru mine informații foarte importante, pentru că așa am reușit eu să-mi schimb puțin viziunea asupra vieții mele.
am reușit să ies din zona aceasta de judecată, de dar de ce așa și nu așa? Ce ar fi fost dacă ar fi fost? Nu, hai să vedem, suntem aici, e așa cum e. Ce poți face să-ți schimbi tu viața în bine? Dacă vrei, dacă nu rămâi așa cum e, ea înseamnă că e bine pentru tine, așa. Vor fi pe site aici informații de la zona medicală clasică, dacă așa o numesc eu, până la cea tradițională, până la cea de psihologie, până la educație, până la tineri, excepțional, pe care țara noastră i are. În țara noastră sunt foarte multe lucruri bune, sunt foarte mulți oameni care fac lucruri extraordinare din nimic încă, pentru că da, dar important e să, noi, să ajungi la oamenii ăștia, să-i simți, să-i descoperi, exact, și să-i lansezi, să-i promovezi. Pentru că avem nevoie de astfel de figuri care să fie văzute nu doar de țara noastră, nu doar de cei care trăiesc aici, ci și de românii care au plecat dincolo, pentru că au un dor de țară, uh-huh, și au lăsat o imagine care trebuie, din punctul meu de vedere, reparată, pentru că avem o datorie, fiecare cred că are o datorie față de locul unde s-a născut. Locul în care te-ai născut ți-a dat o identitate, fie că îți place sau nu. Identitatea nu înseamnă numele de familie sau numele personal, numele propriu. Înseamnă stare de spirit. Exact. Bucuria de a trăi, vino și tu cu mine în această călătorie minunată, unde totul poate să devină realitate. Așa ne îndeamnă invitata din această țară, așa vom face. Cât de mult te-a provocat acest site profesional, Teodora Drăgoi Pop? Exclude el sau nu ce faci tu în prezent, adică televiziune? Nu exclude absolut deloc, merg mână în mână. Este încă o poartă către marele public. Diferența e că acolo scrii mai mult, la televizor vorbești mai mult, dar pregătirea este aceeași. Dar apropo de ceea ce spun eu acolo, că totul devine realitate, realitatea este rezultatul acțiunilor noastre. Acest site și multe evenimente din ultimii 2 ani, fără să exagerez, vă spun, sunt dorințele mele devenite realitate. Asta pentru că e important să crezi în tine, e important să te pregătești așa cum știi tu mai bine pentru a-ți realiza visul. Fă tot ceea ce poți tu și ceea ce știi că e mai bine și mai apoi lasă-l să se întâmple. Să nu credeți că totul devine realitate dacă astăzi mă uit pe ce vrei. Dacă doar vrei. Așa, și da, mă gândesc ce frumos ar fi dacă ar fi. Mai sunt și cazuri excepționale când pur și simplu răsare așa, pur și simplu. Dar în general există o disciplină. Prin disciplină nu înseamnă un program strict sau o viață trăită, nu știu, în multe limite sau fără bucurie sau fără distracție sau fără ieșiri cu prietenii undeva, cum se vehiculează de multe ori. Disciplina înseamnă să-ți faci un program pe care să-l respecti, în așa fel încât să ai timp și pentru tine, să ai timp și pentru familie, să ai timp pentru acel echilibru. Să înțeleg că plătați prin intermediul acestui site tu și echipa ta și pentru acest soi de disciplină, da, mentală, să-i spunem, nu? De la disciplina mentală pleacă totul. Dacă mintea ta e limpede, sufletul e și el limpede și mai apoi deciziile sunt luate pe măsură. Nu prea se învață, eu cel puțin la școală, sincer să fiu, n-am învățat o oră despre disciplina mentală. Păi nici nu se învață, cine știe. Mi s-a spus doar așa, că trebuie să știu foarte bine că printr-o minune. 4, exact, da, așa. Și că dacă nu muncești mult de tot și greu, viața nu se oferă foarte multe. Că în general bucuria sau bunăstarea sau viața bună vin la pachet cu foarte multe greutăți sau în urma unui efort foarte mare. Nu e așa. Prin faptul că pleci cu atâta greutate în spate, oricum de-abia te porți pe tine, dar omite să mai iei și gândurile astea multe, totul devine mult mai greoi. Așadar, alegeți ceea ce vrei să faci în viață cu tine, fii ceea ce vrei tu, nu trebuie să fii ca ceilalți, pentru că nu ai viața celuilalt. Fă cu conștiința împăcată tot ceea ce vrei să faci în fiecare zi. Și e o vorbă, nu? Că dacă pui capul pe pernă seara liniștit, înseamnă că ai avut o zi bună. Se cam leagă lucrurile astea. Se leagă, nu putem anihila și nu putem să facem că nu, că putem să trecem ușor peste înțelepciunea vorbelor din popor. Da, aici la capitolul e bine ăsta să nu bine, peste ele. E bine să nu, da. Da, avem foarte multe din popor, lucruri bune,
de care ne-am cam dezis, pentru că ni s-a părut mai interesant să preluăm și altceva sau din afară. Sau ni s-a părut prea simplu. Sau prea simplu. Da, prea primitivă, exact, așa, știi? Exact, da. Însă dacă am găsit modalitatea prin care să îmbinăm vorba din poporul nostru și vorba celor de afară, ar fi extraordinar, pentru că avem de învățat. Așa și de acolo e. Și de acolo. Cine face parte din echipa Bucuria de a Trăi? Fac parte câțiva prieteni tare buni. Sunt o parte din ei, ei sunt foarte mulți. Îi găsiți pe site, la rubrica editori. Însă, fără să se supere ceilalți, vreau să o amintesc pe Niculina Iorghiță. Pentru că vorbeam noi două în pauză puțin despre faptul că am crescut de multe ori să stăm cu capul plecat și să ascultăm, pentru că așa trebuie să ascultăm în general. Da, când încă suntem mici. Exact, exact. Și să ne, nici să nu ne uităm în ochii. Exact. Așa. Înțelepților. Da. Da, iar de la ea am învățat să fiu cu fruntea sus, să fiu demnă și să am încredere în mine, să fiu pregătită în special pentru ceea ce vreau eu de la mine și mai apoi să cer de la ceilalți. Am învățat foarte mult. Pentru mine acești 2 ani au fost extraordinari, au fost o școală de viață cu adevărat, iar site-ul este o consecință acestei încrederi de sine. Mi se părea că doar oamenii foarte deștepți, foarte, nu știu cum să spun, au un site. Uite, dar e un rol pe care ți-l asumi dacă vrei, dacă nu, stai în banca ta și fă altceva, cât să fii tu împăcat cu tine, să nu-ți fie frică. Pentru mine asta a fost soluția. Mi-am pus o întrebare, există lucruri pe care le fac în viață fără frică, fără teamă, și lucruri pe care atunci când trebuie să le fac, îmi vine să o iau la fugă. Ce fac atunci când de fapt fac cu drag, știi? Asta e întrebarea. Împrumută de acolo când faci ceva cu drag și aplică la chestia aceea care te face să fugi de o situație anume și vezi de ce nu e bine să fii acolo sau unde, repet, ți-ai furat căciula la un moment dat. Ne uităm la bacalaureat, da? Lăsăm sistemul la o parte. Sistemul, într-adevăr, are probleme, dar sistemul nu vine din neant. Sistemul este format din oameni și atunci fie studenții, fie elevii, fie profesorii, cineva nu a fost acolo unde trebuie și când trebuie și atunci trăim ceea ce trăim. Nu știu de ce ne tot minunăm atât, am picat într-o horă a minunilor și nu luăm nicio măsură reală și serioasă cu adevărat. Dacă ți-aș cer acum să conturezi în câteva cuvinte portretul omului sănătos, ce mi-ai spune? E foarte greu. Portretul omului sănătos este omul cu bun simț. Omul cu bun simț, cu cei 7 ani de acasă, cred că este omul sănătos, pentru că dacă ai bunul simț, 7 ani de acasă, ai tot bagajul necesar să iei deciziile optime pentru tine și pentru cei din jurul tău. Cam așa arată omul sănătos. Bucuria. Că doar discutăm despre bucuria de a trăi. Frumos ai spus în postarea de pe Facebook de astăzi, la Radio 3net, se aude bucuria de a trăi. E, da. Bucuria asta este oare semnul unui spirit înalt, semnul unui suflet sănătos? Este semnul unui om care trăiește cu zâmbetul pe buze. Să nu vă imaginați cumva că bucuria de a trăi înseamnă să fii toată ziua cu gura până la urechi sau să fii ca într-un La La Land. Nici vorbă. Bucuria de a trăi înseamnă cum percepi tu și cum te manifesti față de toate evenimentele din viața ta. Adică dacă acționezi sau reacționezi. Bucuria de a trăi înseamnă să acționezi. Cel care reacționează este omul care are nemulțumiri, care are anumite frustrări. Putem scăpa de aceste frustrări și de aceste nemulțumiri făcând în primul rând un simplu exercițiu, să fim sinceri cu noi, să ne uităm în oglindă și să vedem de ce sunt eu frustrată. Am avut și eu foarte multe frustrări și încă am multe nemulțumiri legate de mine, dar dacă până acum persistam în a mă critica, în a rămâne în banca mea și a nu face un pas înainte, deși îmi doream cu toată inima să fac pasul ăsta înainte, acum, bun, nu-mi place ceva la mine, cum fac să îmbunătățesc? De ce? Pentru că adevărata valoare, adevărata bogăție stă în fiecare dintre noi. Noi avem 2 mâini, 2 picioare, ochi, nas, gură, urechi.
noi facem ceea ce aveam de ce avem de făcut. Să mergem la cumpărături, să mergem la serviciu, să ne creștem copiii, să mergem la teatru, la muzică, la operă, unde ne place nouă. Nimeni nu va merge vreodată în locul nostru. Și atunci, dacă noi suntem cu adevărat ceea ce contează pe lumea asta, de ce să nu fim sinceri cu noi și să ne aducem plusuri? Nu să așteptăm din partea celorlalți să vină să ne spună ți-ar mai trebui o bulină și ai să fii perfect. Și dacă pică bulina, la revedere. Meu s-a distrus. Nu. O sintagmă foarte des folosită în zilele noastre, cheia succesului. Ce este de fapt, Teodora, cheia succesului? Și dacă pierdem cheia succesului, ce facem? E asta. Da, că, știi de ce m-ai provocat de a ți-am adresat întrebarea asta? Când mi-ai zis de bulină. Când pică bulină, ce faci? Da. Cineva mi-a spus câteodată poate că e bine să pice și bulina asta. Că e posibil să găsești un drum nou în viața ta. Cheia succesului... Cheia succesului poate nu ai tu. Nu poate, am, o am pentru mine. O avem că fiecare. Fiecare o are cheia succesului, însă rămânem de multe ori cantonați la aceste expresii, și anume, de exemplu, cheia succesului. Și rămânem să analizăm o viață întreagă ce înseamnă cheia succesului, dar nu facem nimic în a ne defini succesul. Îți definești succesul și apoi cheia să fie instrumentele cu care ajungi la acel succes. De fapt, cheia succesului este scopul pe care tu ți-l stabilești și pașii către acel scop. Să nu rămânem la cheia succesului. Cheia succesului materială nu există, există cheia de la casă. Dar ca să bagi cheia, să deschizi casa, în primul rând trebuie să ajungi în fața ușii, scoți cheia din buzunar, o bagi în ăla, trebuie să se mai și potrivească. Deci și să intri în casa ta proprie, pe care o știi de ani de zile, e un minim efort, nu? Dar rămite să-ți construiești viața ta. Dar fă din efort o chestie frumoasă. Uite cum sunt eu astăzi aici la voi. A fost un vis de-al meu să duc mai departe ceea ce eu am dobândit. Pentru e o bucățică din succesul tău. E o bucățică, da, dar e o bucățică, să știi, tare gustoasă. Așa. Însiropată. Însiropată. Consider că atunci când un om găsește ceva bun pentru viața lui, e bine să spună mai departe. Că s-ar putea ca cel puțin o singură persoană să se simtă bine când ascultă acest mesaj și viața să capete o altă valoare, ceea ce este excepțional. Este bine, Teodora, să dai din bucuria ta și altora? Sigur că da. E bine să dai din bucuria ta și altora, însă ai grijă să fie cu adevărat bucurie și nu un sentiment fals de bucurie, pentru că na, de multe ori ne place să ne punem o mască și să părem a fi bucuroși. Și știi, atunci când transmiți ceva nenatural, la un moment dat ajunge ușor distorsionat la celul din fața ta și s-ar putea să faci mai mult rău decât bine. Și mai vreau să menționez ceva. Atunci când vorbim despre bucurie, e bine să pregătim cumva omul că viața nu e, cum am zis, așa o călătorie lină. E o călătorie frumoasă, însă mai există și anumite hopuri. Și acele hopuri sunt, de fapt, lecții pentru noi, din care avem de învățat ceva foarte important ca următorul nivel să fie pe măsura noastră sau noi să fim pe măsura lui. Așadar, bucuria de a trăi nu înseamnă doar că zâmbim și nu avem nicio responsabilitate, nicio supărare. Da, trăim așa un dolce farniente. Da, nu. Să trăim conștient. De fapt, conștiința asta îți dă bucuria. Când ești conștient de tine și de alegerile tale. Asta e. Maestru Radu Beligan, de curând plecat dintre noi, spunea: ești mai tânăr când ești bătrân și mai bătrân când ești tânăr. Cum comentezi? Să știi că am citit înainte să vin spre tine această frază cineva postase pe Facebook. Da. Este un punct de vedere. Este un om de la care cu siguranță am avut și vom avea și vom avea ce învăța, da, exact. Da. La fiecare vârstă, știi cum e? Când ești mic vrei să fii mare, când ești mare vrei să fii mic. Mic. Asta pentru că de multe ori ne dorim întotdeauna ceea ce nu avem. Așa e firea omenească, așa mi s-a spus de foarte multe ori. Dar întotdeauna e bine să găsim
soluția la vârsta pe care o avem și pe care o trăim. Că la ea nu ne mai întoarcem, asta este foarte clar. Și mai e încă ceva, la vârsta de 30 de ani nimeni nu-ți garantează că ajungi când ai 20, dar cu siguranță când ai 30, lumea îți garantează că la 20 nu mai ajungi. Eventual spiritual. Da? Așa că e bine să ne trăim vârsta din punctul meu de vedere pe care o avem, să ne bucurăm de ea, să o cinstim, să o prețuim și să o manifestăm în adevărata ei valoare. Ceea ce se face la 20, să faci la 20. Da, și când trăiești momentul 20, mm-hmm, să nu te dai ca și când ai avea 30. Da, da, bucură-te de vârsta ta, că de asta o ai. Cred că de asta avem 5 ani, 10 ani, 15 ani și tot așa, nu întâmplător că altfel. Și etapele astea rostul lor. Cred că da, da. Totul e cu un rost pe lumea asta. Da, așa e, da. Un mesaj din partea ta pentru cei care în această țară te-au urmărit. Le mulțumesc că m-au urmărit, le mulțumesc pentru că ei sunt un imbold pentru mine, primesc foarte multe mesaje și asta mă bucură. Dacă vă imaginați că saltă inima de bucurie când văd că oamenii într-adevăr găsesc rostul în ceea ce scriu eu și fac eu. Dacă eu nu găsesc rostul în ceva, nu-l fac. Consider că fiecare meserie pe care o avem are un rost pe lumea asta, fiecare om are un rost pe lumea asta și ce să vă urez? Dacă tot sunteți aici pe pământul ăsta, dacă tot vă întâlniți între voi, faceți-vă viața bucurie și fiți în bucuria de a trăi. Vedeta de televiziune Teodora Drăgoi Pop, creatoarea platformei Bucuria de a trăi, lansată luna trecută pe 8 iunie, a fost invitată în această ediție de Microfon Deschis. Îți mulțumim, Teodora, să ai parte de succes, de har, de inspirație în fiecare minut al vieții tale și în tot ceea ce faci și îți propui să faci de acum înainte. Așa să fie, îți mulțumesc, ești un om deosebit, o femeie minunată, îți mulțumesc din suflet. Dreamnet Radio. More music, more colors.